S-au reluat negocierile de la Vila Lac. Liderii coaliției au făcut o pauză în această după-amiază pentru a-și ridica mandatele de parlamentari. Ludovic Orban a anunțat că mai sunt două capitole de negociat din programul de guvernare. PNL și USR speră ca guvernul Câțu să fie poată fi investit săptămâna viitoare după convocarea noului parlament. Bianca Ogarcă ne aduce cele mai multe detalii. Care sunt ultimele date de la negocieri, Bianca? Te ascultăm. Bun găsit! Negocierile de aici, de la Vila Lac, au fost reluate de mai bine de oră. Știm foarte bine, liderii coaliției au avut o pauză, timp în care au mers la Palatul Parlamentului pentru a-și ridica mandatele de deputați, iar la Palatul Parlamentului aceștia au făcut și mai multe precizări în legătură cu negocierile de astăzi. Spuneau aceștia că programul de guvernare este aproape gata, însă mai sunt domenii de discutat. Spunea Cristian Barna faptul că mai este nevoie de mai multe discuții pe infrastructură, transporturi, dar și pe legea electorală. De altfel, liderii coaliției susțin că au pus cap la cap alte domenii astăzi, precum sănătatea, dar și justiția. Ei bine, aceștia au reiterat la Palatul Parlamentului faptul că își doresc ca următorul executiv să fie investit cât mai repede. Rămâne de văzut dacă vor fi noi negocieri și mâine, dacă discuțiile de astăzi, de astă seară, vor avea o concluzie. Cei drept, aceștia au declarat că este posibil să facă noi precizări în această seară, la finalul negocierilor de azi. Am făcut progrese foarte importante. Programul mai are două capitole care nu sunt finalizate la momentul la care am plecat. Sigur că au rămas puncte de armonizat, care vor fi armonizate într-o analiză pe care o vom face cu colegii din coaliția de guvernare la nivel de lider de partide. Liderii coaliției au făcut o pauză în timpul negocierilor de la Vila Lac. Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că liberalii sunt gata să bată palma cu cei de la USR și UDMR pentru noul program de guvernare. Orban a anunțat și care sunt pașii după încheierea discuțiilor cu ceilalți șefi de partid. Când vom avea, practic, toate aceste negocieri finalizate, voi convoca Biroul Politic Național pentru a valida rezultatele negocierilor și, de asemenea, pentru a vota miniștrii. Partidul Național Liberal e un partid democratic, un partid viu, cu foarte multe personalități. Sigur că în orice negocieri sunt oameni care sunt nemulțumiți, pe de altă parte, noi suntem deplin angajați pentru a finaliza negocierile și a reuși investirea unui guvern de care are nevoie România într-un timp cât mai scurt posibil. Orban a dat asigurări și că toți parlamentarii coaliției vor fi mobilizați pentru voturile decisive de săptămâna viitoare. Alegerea președinților celor două camere, dar și învestirea guvernului Câțu. N-am nici cea mai mică. Am încredere în toți parlamentarii, parlamentarii Partidului Național Liberal, parlamentarii USR Plus și parlamentarii UDMR, că vor respecta pactul de coaliție și am încredere că nu numai că mă vor vota pe mine, că vor vota investirea guvernului, că vor vota președintele Senatului care va aparține USR Plus. Deci nu am emoții. De asemenea, vom face mobilizarea pentru că este nevoie de mobilizare. Nu avem o majoritate foarte consistentă. Și Dan Barna a mers în Parlament pentru a-și ridica mandatul de deputat. Liderul USR s-a declarat la rândul său optimist în privința capitolelor rămase de negociat din programul de guvernare. Suntem destul de avansați, mai avem însă de lămurit câteva aspecte la programul de guvernare care pentru noi sunt foarte importante. Sper să găsim un acord politic și pe componenta aceasta. În rest, lucrurile arată foarte bine. Dacă toată lumea pleacă puțin îndoită de la masa negocierii, înseamnă că e o negociere reușită.